Hai, salutare și bun găsit la un nou episod. Bună! Ne-am pitit aici după mormanul de colete. Astăzi au venit două comenzi diferite. Acestea vin de la Gianina din Anglia. Și acestea de la Simona din America. Ținem să le mulțumim amândurora. Ținem să vă mulțumim frumos, să rămână. Mulțumim mult! Și trecem la treabă, să vedem unde le depozităm. O să le punem aici, în spate. În spate. Hai să începem cu asta, de aia, să dau saci jos. Ok. Să vedem. Așa. Conservuțe. Conserve Brit. Cutia goală. Deci o să le depozităm aici în spate. Cam mică masa noastră, colete prea multe, așa că încet, încet ne facem loc aici. Tot conserve mai micuțe. Tot conserve Brit. Astea sunt și pentru câini. Astea sunt și pentru câini și pentru pisici. Da. Și câine și pisici. Da. Deci niște conserve universale. Iar acum trecem la sacii de bobițe. Papii. De la NutriBest. Ia să vedem adult sau ce e. Papii. Pentru cățeluși mici. Are granulația, o simt prin sac. Micuță. E destul de micuță. Foarte bune aceste bobițe. Câinile mănâncă foarte bine. Deci am dat și noi așa ceva și le mănâncă destul de bine. Le punem aici. Acesta este. Aici avem adult. Așa, tot NutriBest, o granulație ceva mai mare pentru câini adulți. Și acesta e la fel. 15 kg sacul, acest sac conține bobițe cu pui și orez. Dăm la o parte. Acesta e la fel. Da, ăsta e la fel, tot cu pui și orez. Pentru pisicuțe. Și ne-am făcut loc. Și am terminat cu coletele de la doamna Simona din America. Mulțumim mult. Mulțumim frumos încă o dată, să rămână. Și acum trecem la aceste pachete. Ia să vedem. Începem cu primul. După greutate cred că sunt conserve. Ia hai să fie. Acu. Ce coincidență, au venit amândouă odată. Da, chiar nu mă așteptam să vină în acea zi. Ba, nu sunt conținut. Sunt destul de grele. Ia, stai așa, să dăm aici într-o parte. Deci am terminat cu coletul. Aici pentru cățel, pentru cățel. Deci acest sac are 10 kg. Mâncare pentru cățeluși adulți, ia să vedem. O gamă completă cu pui. Adult e asta? Da, pentru adult. A, adult. Și aici avem tot așa. Tot așa o gamă completă pentru adult. Tot la 10 kg. O să le amestecăm cu tot. N-am folosit până acum tipul ăsta de mâncare. Chiar sunt curios. Trecem la următorul pachet. Ne-am eliberat un pic, că nu ne mai vedeam de pachete. Așa.
avem popica. Primim mâncare din belșug. Asta e cuie. Aceasta e cuaiță. Tot o gamă completă cum sunt celelalte, doar că e cuaie. Ia să vedem. Cam așa arată, tot 10 kg. Tot adult, nu? Da. E la fel ca celelalte, doar că e o granulație mai lunguiață, așa. Ia desfă unul să vedem. Hai să desfacem unul la fața locului, așa, să vedem cum arată. Oricum le amestecăm. Da. Aha. Da, arată destul de bine. Da. Cam așa arată granulația. Ia să vedem pisicuțele, ce zice. Asta vreau să scap de ce. Pufi, băi, ce faci, mai pus stăpânire pe culete aici, aveți? O, le mănâncă, eu ce bine mănâncă. Bun, am și pe asta la o parte. A, și acesta e pentru pisicuțe. Iar aici. Chiar premium. Mâncărică la sac pentru pisicuțe, tot undeva la 10 kg, cred, da, 10 kg, chet premium, îl dăm și pe ăsta la o parte. Ne-am băgat aici la umbră, că astăzi a fost o zi chiar de vară, aș putea spune, căldură mare, și zic, hai să ne băgăm aici pe terasă. Totuși e un pic de curent, eu mi-am luat... Desface. E curent, trebuie, pe viitor trebuie să închidem aici terasa, măcar pe partea aia, colțul ăla, că face curent. Da. Te-au deranjez pe... Cum facem cu Pufi, că el s-a instalat aici, le iau cu tot cu cutie aia, să vedem. Uite așa, punem așa, să nu-l deranjăm de la masă. Trecem la coletul ăsta, ia să vedem. Aici cred că sunt conserve, că sunt greu. Să văd unde desfac cutia. Respirăm și noi altfel, am primit mâncărică. Încă o dată ține să mulțumim celor care ne-a ajutat și ne-a sprijinit, a fost alături de noi. Mulțumim frumos! Aia, ți-am spus că sunt conserve. Aici avem conserve. No, asta e cu vită. Aici avem conservă cu vită. Asta tot cu vită. 1,240 kg. Abia așteptăm să dăm la cățelușii cei mici. Le dăm. O să dăm și la cei mari, le băgăm în amestec cu bobițe, cu mâncare gătită. Dăm cu asta. V-am mai spus că noi așa folosim. Asta e cu cerb, cu căprioarea, nu? Ia. Da. Asta tot cu vită, asta roșii. Deci cu vânat. Este mă ușor un pic mai bine. Și nu știu. Eurodog. Tot așa arată aici, un cap de pisică, unul de câine, deci o conservă universală. Merge și la pisicuțe și la... Merge, le mănâncă și pisica de... Uite, asta e cu ficat. Uite, are aici vitamina A, vitamina D3, vitamina E. Foarte, foarte bun. Uite, asta e cu ficat. Cu ficat. Cred că merge la Oscar să-i dăm cu ficat. O să citim să vedem care îi se potrivește din toată gama asta. Chuck in greu. Da. Am terminat și acest pachet. Ah, te-ai gândit foarte bine, le-ai pus acolo pe masă. Așa, trecem la următorul. Între timp, Pufi și-a terminat micul dejun, ne-a lăsat cutia liberă aici. Iar aici tot conserve puțin a fost de la transport, s-a turtit puțin, dar nu e niciun fel de problemă. Bine că nu s-au astea spart. Sunt speciale pentru pisicuțe, uite. Pisicuțe, da. Tot așa. Bacon. Sper că se vede. Avem camera cam departe, dar sper că se vede.
Nu le mai scoatem pe toate, sunt e o cutie plină o de cutie conserve. Plină cu conserve, stați așa. O cutie plină cu conserve. De pisici. Așa, ca să nu le mai... Și ultimul colet. Conserve pentru cățeluși. Tot cu picat. Asta le scoatem. E cutia prea mică. O să le punem în niște lădițe ceva. Tot de cățel. Renu. Cu pui. Tot cu pui. Ceva conserve iar. Avem. Cât de respirăm și noi altfel. E un mare ajutor pentru mulțumim, noi. Mulțumim Simona, mulțumim Gianina. Mulțumim chiar... încă o dată. Am terminat și acest colet. Acum, dacă tot suntem la capitolul mâncare de câini, mergem o tură așa pe la ei. Tot am desfăcut sacul ăla. Da. Le dăm și lor niște bobițe. Dar știi cum facem? Aducem o găleată, facem, punem bobițe și băgăm și niște conserve și numai bine acum de seară le-am făcut meniu. Toți suntem la capitolul mâncare, le facem meniu. O să mă duc să aduc un lighean să le facem aici mâncarea. Punem pe acesta cu pui. Punem cu pui? Stai întâi să punem bobițe, ăla de l-am desfăcut. Da, uite, l-am urcat eu sus. Am pregătit și spumarul aici, direct vom cu el și punem la câini, ia să le... Mai radem aici niște conservă de asta. Aoleu, dar nu le lasă pisici. Da, nu știi când îți faci conservă, cum face? Să iau și eu una. Lasă-i să mănânce și ei aici, cât crezi că mănânc. Asta e, n-ai ce să faci. Cum aude că îți faci conservă, cum e nebunie aici? Cutiile să le duc direct la gunoi. Du-le tu, că amestec eu. Să nu bage capul în el. Stați, mă! S-au murdărit pe oi! Facem și lor cu bobițe și conserve. A ieșit o nebunie totală aici. Stai cu minte. Gata, ajunge, e suficient. Cam așa arată compoziția noastră aici. Sper că se vede. O să punem... Unde e tava la pisici? Uite acum, dăm să le punem și lor. Două palete de-astea, că mănâncă și ele, nu are nicio treabă. Ca să scăpăm de ei acum. Scăpăm de ei de aici. Gata. Bun, dă-le în partea aia, cheamă-le. Bun, am pregătit mâncarea aici. Am amestecat-o bine, acum mergem să le dăm să mănânce. Le luăm pe toți, așa, pe rând.
mergem mai departe. L-am asigurat și pe Nero, intrăm la Caucazian. Am terminat și aici, ne mutăm direct la Mioritici, după care intrăm la Prichindei aici. Cățea foarte calică, nu poți, nu te lasă să-i pui să mănânci. Gata. Deci e nebunie totală, Nil s-a și necat. Lui Nil s-a făcut băița astăzi. Ia uitați în ce blană frumoasă are. E curat. I-am liniștit și păștia. Nebunie mare în fața acolo la Prichindei. Intrăm și la ei să le facem conacul, ca să zic așa. Băieți, mă, băieți. Băieți, mă, băieți. Oxiță, cum te duci, mă? Vină, mă, în coamă. Băieți, mă, băieți. Hai să punem aici. Băi, dați astea jos. Chiar pe căi, gata. Mai pică și pe jos, mai... Dă-te, mă, că n-am un să-ți spun. De negri ce sunt, nici nu prea se deosebesc în filmare. I-am liniștit și pe infractorii ăștia, că nu te lasă, altfel nu le poți spune ăștia, ăștia infractori mari. Gata, mi-a golit. Mai să-i dau lui Vanda, lui Oscar și la cei mici de sus, avem altă dietă, altă rețetă de mâncare, nu putem să dăm bobițe de astea mari, avem niște bobițe cu granulația mai mică, iar Oscar are dieta lui mai light, așa. Hai să-ți dea tata și zi. Și cam asta a fost mâncarea. Vânduța mănâncă foarte încet și delicat, foarte frumos. E un câine foarte cuminte. Și totodată nu e ca Kira, ați văzut Kira, nimeni nu te lasă să-i pui să mănânci. Asta e un câine deosebit. Încă ceva, nu mă înjurați că am legat-o, v-am spus, am fost luat în surprindere cu cazul ăia micii, cu cățelușa cu 5 pui. Am scos-o pe Vanda de acolo să băgăm cățelușa cu pui ei, așa că asta e situația, e de moment. Trebuie să-i facem repede un țar să cumpăr niște plasă și asta e. Oricum, mi-am luat 5 metri de lanț, are perimetru mai mult decât avea acum. Dita mai lanțul are. Ia uitați-l pe Tarzan, a mâncat, acum da, altfel stai de vorbă cu burta plină. Cam atât pe ziua de astăzi cu pachetele primite.
Am dat și la cățeluși de mâncare, le-am făcut conacul de seară. Ce să zic? Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un share, un like, un comentariu. Ne vedem acolo pe rubrica de comentarii. Nu mai stăm acum să facem și mâncărică la aia mici. Acolo e altă rețetă, altă mâncare, altă granulație. Oscar la fel, trebuie să-i facem o supă. El are dieta lui. Deci, cam atât. Multă sănătate, ne revedem în următorul episod. Încă o dată ținem să-i mulțumim lui Gianina și lui Simona pentru alimentele date pentru căței. Mulțumim mult de frumos, tot. Rămâna. E un mare ajutor pentru noi, ne ajută să mergem înainte cu acest proiect care l-am început. Ceau, v-am pupat! Pa, pa!